Noile prevederi se regăsesc într-un proiect de modificare a codului educației înaintat recent de către deputații din grupul parlamentar popular european. Noi am considerat că ar fi totuși mai corect, mai judicios să le oferim posibilitatea să dea examenul mai devreme, pentru că atunci ei pot își planifica și studiile ulterioare, așteptând un an de zile cunoștințele, nu cred. Noi vom analiza foarte atent ce conține această lege, în ce măsură el este conform statului legislativ normativ în vigoare și cât de oportune sunt modificările. Deputații susțin că ar urma să fie organizate 4 sesiuni pe parcursul anului. Sunt 2 sesiuni gratuite oferite. Următoarele sesiuni ar trebui oferit contra cost, dar avem în vedere doar costuri ce țin de organizarea examenului, de cum taxe. Ministerul a declarat că modificările la codul educației necesită mai mult timp, pentru că este vorba de o lege organică. Vor, în mod cert, modificările care eventual vor fi operate, nu se vor răspânge pentru actuala sesiune de bacalaureat. Deja avem un regulament aprobat prin ordinul ministrului. Pe de altă parte, deputații susțin că modificările ar putea fi implementate în acest an. Noi vom discuta cu reprezentanții ministerului, vom ține cont de argumentele pe care ei le vor invoca, dar considerăm că totuși până la examenul de bacalaureat, care urmează să aibă loc în acest an, aceste modificări ar putea fi făcute. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, în anul 2017, din totalul de 18.000 de candidați au promovat examenul de bacalaureat 11.000, adică aproximativ 60%.